Pune în bolul unui robot de bucătărie mascarpone, toarnă frișcă, lapte condensat, esență de vanilie, mixează la viteză mică 2 minute, apoi la viteză mare 5 minute sau până obții o consistență densă și pufoasă. Taie mango felii subțiri. Ia o tavă de copt pătrată cu fund detașabil, acoperită atât la bază cât și la margini cu folie alimentară și aranjează la baza tavei un strat de biscuiți, apoi unge cu cremă și adaugă mango. Repetă procedeul. Mai ai nevoie de încă două straturi cu biscuiți, cremă și mango. La final, mai pune un strat de biscuiți, unge cu crema rămasă și acoperă cu folie alimentară. Pune tortul la frigider pentru 5-6 ore sau peste noapte. Cu cât mai mult stă la frigider, cu atât mai pufos iese. Scoate tortul de la frigider, decorează-l deasupra cu felii subțiri de mango, iar la margini cu biscuiți mărunțiți. Tortul a ieșit pufos, proaspăt, cremos, delicios și se topește în gură. Servește cu plăcere! Poftă bună!